lor au fost desemnați și câștigătorii. Aceștia au primit aparatură și materiale utile în confecționarea aeromodelelor. Cum vă numiți? Cecli Alexandru. Sunteți rar? Da. Și la ce ați participat astăzi? La aeromodele. Aeromodele. Și ce concurs a fost? În ce a costat concursul? Asta nu ne-a spus profesorul. Și ce ați câștigat? Niște premii. De premii, avioane. O să lucrăm mai mult și o să câștigăm premiul întâi. La ce loc ați luat? Eu locul întâi la Andy și eu locul 11. Concursul de aeromodele s-a bucurat de un real succes în rândul participanților. În acest sfârșit de săptămână, Valea Burgăului a fost în sărbătoare. Festivalul Internațional de Folclor Regele Brazilor a adunat sute de localnici, dar și invitați speciali din 4 țări. Nu au lipsit nici ansamblurile folclorice din zona noastră. Totul s-a încheiat cu un superb foc de artificii. Festivalul Internațional de Folclor a debutat cu parada Portului Popular și un concert de fanfară, după care a început festivalul propriu-zis și prezentarea invitaților. Au fost la prundul Bârgăului dansatori din Ungaria, Turcia, Bulgaria, Moldova, dar și din Satu Mare, Constanța și Suceava. Dragi invitați, atât din țară cât și de peste hotare, vă adresez un bun venit la cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Folclor Regele Brazilor. Declar deschiderea oficială a festivalului, urându-le succes formațiilor participante, iar dumneavoastră să vă simțiți cât mai bine în comuna noastră. Mulțumim din suflet Consiliului Județean. Inițiativa acestui festival a avut în vedere reeditarea unui vechi și original concurs județean de muzică populară, intitulat Regele Brazilor, care s-a desfășurat în fiecare toamnă, timp de aproape un deceniu, într-un magnific amfiteatru natural din Pasul Bârgăului, la umbra seculară a Molidului Candelabru, monument al naturii. Vechea manifestare a avut 9 ediții, începând cu 1968 până în 1977, când doar la o săptămână înaintea cutremurului, din 4 martie 1977, doborât de o furtună năpraznică, regele a murit. Odată cu el, au murit în această pitorească vale a vechilor străjeri bârgăoani și minunatele cântări populare, adunate anual aici, din tot județul. Adevărate triluri de prive ghetoare de pe Valea Someșului, Ilvelor, Leșu, Câmpie și Șiu. Trilul lor cutremura întreg văzduhul țării Bârgăului. Amintim de privighetoarea Maria Precup din Leșu, compozitorul Tudor Jarda, muzicologul Maxim Drăgan, original din prunul Bârgăului, și nu putem trece peste baronul de Bistrița, Alexandru Binsiuca, care a fost inima acestui festival. Invitații speciali la festival au fost un grup de dansatori romi din Chișinău, care au stârnit multe aplauze. Festivalul s-a încheiat cu un foc de artificii care a lăsat pe spectatori cu privirile spre cer minute în șir.
Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Romilor a adunat sâmbătă pe pietonal sute de iubitori ai dansului țigănesc. Formații de dansul tradiționale din tot județul au demonstrat spectatorilor prezenți că nu renunță la tradiția populară. În acest an, festivalul a fost organizat de Primăria Bistrița. Comunitatea culturală își afirmă din nou prezența pe scena culturală a Transilvaniei prin Festivalul Tradițiilor Țigănești. Este un festival care este la 8-a ediție. Începuturile au fost făcute de Partida Romilor, în colaborare cu autoritățile locale și județene. Am preluat începând de anul trecut și am structurat-o pe baze noi, prin care să valorificăm tradițiile, obiceiurile și cultura populației romă din județul Bistrița-Năsăud și nu numai. Am dorit ca de Sfântă Mărie, ocazie cu care adresez la mulți ani tuturor doamnelor, domnișoarelor care poartă acest nume, de asemenea domnilor care poartă numele derivat de Marin sau de Marie, de la Maria, și pentru că de Sfântă Mărie este o mare sărbătoare a populației rome, am să mă adresez și în limba romanesc, Good Birch, Angle, tuturor. Doamnelor și domnilor, stimați invitați! Înainte de toate aș vrea să vă spun la mulți ani tuturor care poartă numele de Maria, de Marin și așa mai departe. Așa cum spunea domnul primar, din 2001, Partida Romilor, la inițiativa mea, am venit ca ziua de 15 august, așa cum o știm noi, Bâlciul Romilor, de peste 100 de ani, să venim și cu ieșirea în față cu dansurile și sportul și cântecele noastre specific țigănești. Din 2001, așa cum spuneam, cu ajutorul primăriei, Centrului Județean pentru Cultură, autorităților locale, Partida Romilor, sigur, astăzi a ajuns la ediția 8-a. Cum spunea domnul primar de anul trecut, nu contează cine preia aceste manifestări care le ducem mai departe, important să le facă, să putem ieși în față, să vedem că și noi romii putem scoate în evidență ca maghiare, ca sașii, portul, cântecele, dansurile specific țigănești. Preț de mai bine de două ore, formațiile de dansuri țigănești din județ și nu numai au urcat pe scenă dansând pe ritmurile lor. Copii sau adolescenți, fete sau băieți au jucat cât i-au ținut picioarele.